Salutare toată lumea și bine mare găsit la un episod de Mafia 2. Am rămas aici unde trebuia să nu știu ce să facem, să împușc mașina aia, presupun. A, acolo. Nice. Da, bă, fraților. Deci, continuăm cu Mafia 2. Da. Deci, we got work to do. De ce mi se face jacheta aia așa? Gata. Deci trebuie să mergem la punctul care ne l-a pus pe mapă. Haideți să mergem, bă, fraților. Presupunem că trebuie să mergem acolo. Da. Hai să mergem pe aici, totuși. Totuși. Am zis totuși. Nu știu ce dracu a fost chestia, dar haideți să mergem aici. Bă, m-am gândit eu mai bine și pe acest canal o să pun și Minecraft, pentru că sincer, ăla e jocul care chiar merită să pui multe episoade. Așa, din Mafia, așa, ce era, câștig jocul după aceea ce pun episoade când mă plimb pe mapă și chestii de genul. Dar Minecraft-ul, sincer, sunt multiplayer, servere, multe și chestii de genul. Deci, am să pun și Minecraft pe canalul acesta. Nu știu, poate după ce nu o să mai am jocuri de jucat sau după ce o să vreți și voi să pun. Habar nu am, dar o să pun și video-uri cu Minecraft pe acest canal. This little job is just the beginning. Pretty soon you'll be rolling in it. So, Sand Island still the same shithole it was when I left? No, the place actually ain't too bad. Nu știu câte episoade pe zi am să postez mai exact, dar sper că o să fie vreo două minim episoade pe zi. Pentru că știți, la un episod te uiți foarte repede, gen tu uiți 10 minute cât durează episodul, te uiți la el imediat și gata, după aia te plictisești toată ziua. Deși sunt mulți youtuberi care postează, sincer, da, te plictisești după aia și stai degeaba și căcaturi. O să încep să postez cât de multe videoclipuri pot pe zi, gen mai mult de două pe zi oricum. Și când o să am multe serii de făcut, gen am Mafia. După aia o să încerc să mai postez eu videoclipuri, ceva jocuri multiplayer pe Steam, pentru că am și Steam, nu sunt un sărac de la care n-am bani să-mi cumpăr jocuri, deci o să încerc. Adică am multe jocuri, am 104 jocuri pe Steam, dar nu știu ce să mă joc, sunt multiplayer, sunt căcaturi, nu știu, am nu știu câte, dar o să încerc să găsesc ceva să mă joc pe acolo. Deci, da, oricum, cred că asta e ultimul episod pe care îl filmez de Mafia pe ziua de azi, pentru că e ora 7 și 11 minute și sunt foarte obosit, așa că o să-mi las PC-ul deschis ca să nu îmi pierd progresul, pentru că după aia o să mă dea, sau de fapt, cred că o să închid, adică o să mă duc la culcare când o să termin următorul chapter, adică când o să termin chapterul ăsta și filmez mâine restul, adică ce mai rămâne din joc și după aia o să... Ce faci, mă? Am joc capota deschisă? Ok. După cum zic, jocul ăsta e foarte, foarte ciudat, gen nu știu ce căcat se întâmplă în el, habar nu am ce se întâmplă în jocul ăsta. Break a window if you have to go. I'll wait for you back at Mike's. What if I run into problems? Then you deal with them. Look, consider this a test. If you fail, I hear they're hiring down at the factory. Right, just asking. Good luck, pal. I see you back at Mike's. Mike, pe până acum îl chema Bruschi, nu Mike. Deci, trebuie să... Să... Holy shit, holy shit, holy shit, holy shit, du-te înapoi, du-te înapoi. Ah, ok, mă bate. Cel puțin mă bat cu el. Dă-i mâna, fraier. Aoleo. Hai, bă, câtă rezistență ai, frate, te-ai făcut karate mulți ani, așa-i? Bă, ăsta nu mai moare. Hai, mor, dă-te drecu. Bă! Gata, a murit de lună măsa. Așa. Ce se întâmplă? What you doing, motherfucker? Dă-mă! Nu mai sta, că m-a văzut fraierii aia. Aoleo! Stai că și-a început eu treci pe ăla, bă, nebunul gras. Mai liniștit, stai mai liniștit, stai mai... Bă, stai mai liniștit, tu n-au... Aoleo! Stai că m-am urcat cu mașina pe gard, ești ne... No, sunt rip. Sau poate că... No, direct l-am călcat. De ce pe mine? Ce-am făcut eu? Eu doar am furat o mașină, de ce trebuie să mă împușcați pe mine? Sper că nu o să vină acum și poliția contra mea să vină să sară pe mine să mă împuște. Nici măcar nu mi-a văzut numărul. Asta e foarte, foarte bine pentru că
De ce se descarcă chestia aia și se încarcă înapoi chestia aia cu albastru? Nu știu de ce, sper să nu mai facă chestii de genul, pentru că mi-e frică, sunt foarte fricoșa, jocul ăsta e foarte horror. Aoleu, iar mă mur cu mașina pe toți pereții. Da. Deci în fiecare dimineață, seară, nu știu, o să postez, cred că de la ora 7 dimineața o să postez videoclip de Mafia în fiecare zi până o să termin o serie, adică vreau cât o să fie, 60 de episoade maxim, cred că o să fie. Cred că 60 de episoade maxim, pentru că filmează episoade mici și jocul are cam 8 ore, am văzut eu. Ca 10 ore, depinde dacă știi sau nu, eu cum nu știu, jocul ar trebui să dureze cam 11-12 ore să joc în continuu. Deci, o să fie vreo 60 de episoade. So, enjoy! Bine, noi avem pe canal 1600 de videoclipuri, deci cam la ce videoclipuri am nu se compară nimic seria asta. Nu știu de unde am scos eu în 3 ani aproape 1600 sau cât am de video, nu știu, 1600 de videoclipuri, nu știu cum le-am scos în 3 ani aproape. Adică, voi gândiți-vă, în 3 ani, 900, hai să zic că 1000 de zile, deci practic am postat mai multe videoclipuri pe zi, în continuu, gen constant. Deci, am postat cam 4 videoclipuri pe zi în fiecare zi. Cam așa. Deci, e foarte, foarte bine. Zic eu. Și chiar o să continui acum cu mai multe videoclipuri pe zi. Cât de mult pot eu o să postez ca să, nu știu, o să găsesc jocul. Deci, pe acum încolo știți că mă joc cam 12 ore pe zi pe calculator, ceea ce e foarte mult și trebuie să scap de chestia asta, trebuie să, nu știu, mă duc pe afară, să get alive, să chestia. Am postat videoclipuri mai de mult când chiar ieșeam pe afară destul de des și chiar au fost foarte hituite, gen am postat un video cu bicicleta când mă plimbam cu bicicleta. A fost foarte hituit videoclipul acela, aveam 80 de dislike-uri, for fuck sake, frate, adică nu înțeleg, voi mă faceți nou lifer în comentarii și că sunt un idiot nou lifer și când fac videoclipuri că ies afară din casă, dați dislike, nu chiar nu înțeleg de ce chestia asta, mă rog, o să văd eu cum o să repar chestia asta și o să fac și videoclipuri. Mă duc și eu la strand, văd cum am dus seama câteva zile la strand de la Arad, mamă cât de beton e acolo, mă. Deci n-aveți idee cât de jumecherie acolo, topogane, chestia, o să-mi iau și o husă rezistentă la apă pentru telefonul meu și văd cum fac. Să pot filma sub apă și chestii. Ia să vă. Piece of cake. Except for the fact that the car belonged to a bunch of moolies who immediately tried to kill me right after you left. Probably the bombers. Hunt is their neighborhood. Mm-hmm. Guys like that, you don't have to worry about them. Don't have to worry. Decât tot trasă, ea. Alright, let's go home. I'm exhausted. Ok, let's go home. În sfârșit, mergem acasă. Vreau și eu să... Bă, dacă dura videoclipul ăsta 7 minute, adică doar atât de puțin, asta e, bă, fraților, dar... Eu, sincer, sunt foarte obosit. Am filmat videoclipul ăsta să terminăm și emisiunea asta, pentru că e foarte, foarte bine, trebuie să fim foarte rapizi. Așa că, da... O să încerc să fac videoclipul mai lung de mâine, când o să fiu foarte odihnit, dar... Am să fiu plecat și am nevoie de episoade. Aolea. Ce? Deci avem... Ma, dar n-avem mult de mers până acasă, cât... 2 minute, cred că. Right, you pulled off that job without fucking it up. Nice going. Yeah, but I almost got my ass kicked. I lived through the war just to die at Sand Island. Hey, that's all part of the deal, pal. Take it or leave it. Besides, it ain't like you're qualified for anything else. I guess you're right. Don't worry about it. It's all gonna be a piece of cake. Bă, am primit $300, ce-i drept, deci... E chiar foarte bine, bă, cred că în episodul următor o să mergem să ne luăm și ceva haine calumea. Da, o să luăm ceva haine șmechere. Sunt foarte... Ce faci, mă, sar gardul ăștia, se vezi de mine? Bă, hai că nu vă fac nimic, fraților. Da, deci o să mă culc ca să fiu odinist, pot să... Ce dracu, eu o iau la stânga, ăla ia după mine la stânga, să ne bușim. Bă, ăla e terorist, kamikaze, direct, gata. O să mergem să... Da. Bă, mi se pare mie sau pe videoclip se blochează? Se blochează filmarea? Bă, sper că am setările ca lumea de videoclip făcute, sper că n-am setările de live sau ceva. A? Cum intrăm? Gata. Go to US apartment.
Hai să-mi dau un apartamentul lui Joe. Napolitana Joe. Gata, boss, am ajuns. Eu sunt foarte trist. Nu știu de ce. Open the fridge and take some food. Bă, a zis food, deci o să luăm sandwich. Who's the bad? Bă, fraților, sper că v-a plăcut acest episod de Mafia. Triput în chapter 3. Sper să fie destul de ușor. Și în același timp greu jocul, pentru că chiar îmi plac jocurile destul de grele, dar nici de la să nu pot să fac niciun kill. Bă, sper că v-a plăcut, bă, fraților, acest episod mirobolant de Mafia 2. Ce să mai zic? Ne vedem data viitoare cu un nou episod. Știu că acum ne-am trezit deja, dar o să dăm quit. Yes. Nu aveți idee cât de obosit. Deci, ne vedem data viitoare, bă, fraților. Salut!